Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Cumuța, ne îmbrăcăm și iau-te, pac, 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 pac. Că eu am fost deputat. Mergem să-i trezim. Pentru funcția pe care o are, a lucrat mult. Uitați-vă cum îmi pușcă plânul. Deam în cur cuvintele. Ne chemat oameni să ne ajute. Eu sunt fără și... Ce fac? Am nimeni după soție. Ce se aude? Uitați! Sunetul naturii. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am trezit. Mi-am dormit foarte bine, am dormit în cort extraordinar de bine. M-am culcat pe o parte și pe aceeași parte m-am trezit. Bună dimineața, prima dimineață de la Vreau la Țară, de asta puternică și în forță. Mergem să-i trezim pe invitații noștri. Mai țineți minte vocea mea de cântăreț din primul sezon? La 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 la, am mai lucrat. La 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 la. Hai să vedem aici, la domnițe. Că domnițele-s cele mai drăcoase. Para, pa, pa, pa. Am la vinet. Bă, da, dar să știi că m-am trezit foarte ușor. Aliona Mun pe la 5:40 de dimineață, nu știu ce scotea din pachet, punea cosmetică, produse, roche. Probabil își pregătea outfit-ul ăsta, mă gândesc. Ori Cristi, ori Cate, vezi? Sincer, am dormit foarte bine. Chiar știi, ieri mă culcam și spuneam trebuie să mă culc, că chiar am mui, era jumătate la 11, pentru că cineva a spus că la 5 dimineața o să fie trezirea. Slava Domnului că era la 6:30, m-a bucurat așa de mult. Uitați, și aici intrăm... Nu, dar aici trebuie să discuți politic, cred că de acum, că eu nu știu altceva. Dar nu ți-a ținut de vorbă. Cine? Dari. Nu, am adormit repede ambii. Domnul Călugărean. Să dormiți cu domnul Spânul și nu profitați o noapte de interviu. Eu nu înțeleg. Eu ne-aș pus camera în față. Și de demo. Cum ați dormit? Bine? Dimineața ne-a stricat somnul domnul Cătălin. Ușurion, ia uite. Vedeți cum? Dacă domnul Spânul e pe energie și-a luat tata aici. Luăm noi o sticlă, să nu fie cu supărare. Da, despre ce am discutat? Despre gaz. Toată lumea cu dispoziție ești bine dispus. Hai, Fuguța! Fuguța, ne îmbrăcăm și eu te pac, 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 pac! Dar pe așa vreau, nu? Spate, în prima parte a zilei, în pijamă. Da. Deci mi se pare că a fost timp suficient de odihnă și acum trebuie să dăm bătaie cu forțele proaspete. Na, 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 na. E bun. Mai greu băieții, am înțeles că s-au trezut. Cu domnițele ne ducem întâi să hrănim animaluțele de dimineață, ceva ușurel. Curcănei. Noi, dragi bărbați, eu mă duc încolo să le duc pe fete, pe urmă vin să vă ajut. Pietrele astea le mutăm aici și le ducem înapoi. Nu, glumesc. Pietrele astea o să trebuia să le mutăm după peretele, adică în stânga acestei terase. Și terasa tot trebuie eliberată, pentru că aici e pe urmă să sape și e foarte posibil că asta să facem tot noi. De două ori a intrat la noi și ne-a făcut gălăgie și ne-a scos din paturi. Și că ne-a pus la stranschietri. E că el încarcă în roabă, că să ducem chetrele și alea în morman de chetre, să le cărăm cu mâna, dar noi am găsit o roabă. Ai putere pentru ziua de azi? Sigur, suntem gata. Vă duci să luați două stropitori,
Vă duceți la iaz, luați lungi cu apă și udați toate florile din de aici. Și Nicoleta îți duce să hrănească animăluțele. Ne-am împărțit în două echipe. Eu am mers cu doamna Angela și am dat mâncare la păsări. A zis să hrănim animăluțele. N-am văzut nici animăluțe, erau doar păsări. Așa, așa. Acum, cum se descurcă, doar ele, bunuțul Dumnezeu și voi puteți, stimați telespectatori, să știți. Eu parc sunt o prințesă din filmele Disney, știi, și eu sunt... Fiecare prințesă avea câte un asistent, știi? Băle avea cănuța da, și ea, apoi că eu mă simt asistent prințesii. Ați mâncat, da? N-am mâncat, noi așteptăm mâncarea. Așa simt o foame în stomac și abia așteptăm micul dejun. În general îmi place dimineața. E un pic răcoare și liniște. Te râzi, dar așa nu e... Hai, stai, da, da, da. Stai, nu împinge când mă dai jos. Mirge. O cănuță de apă și la treabă și permiteam merge la masă și îmi bea o cafeluță așa de gine. Sărlichie. Băi. Dar să poți mănânc și eu de aici. Nu am să vă servesc. Ia uitați-vă, oameni buni, cum se mănâncă. Păi, dar vreau să fiu o curcă. Nu știu, dar ce e mai bună variantă. Așa, amestecăm aici toată. Da, cu ambele mâini și purtăm așa în mâini ca să bolovanii să se mărunțească, să poată mânca ciocolicii. Le place brânza, da? O aleg în primul rând brânza și pe urmă crupele. Se face un amestec mare din mai multe cereale cu brânză de vaci, brânză pe care trebuie foarte bine să o mărunțești și eram șocată de cum mănâncă curcile, anume brânza. Ia să admirăm cum mănâncă brânzica. Da, e exact la brânză să duc. Știi care-i bunișorul? Dar uite că și ea e rea. E de la o parte ca să mănânce. Noi suntem aici robii lui Cătălin, care hrănit înainte de lucru. Ia că aud tu le vânții cadiși, eu le vânții cadiși. Hai din tâi să udăm. La... Nu, hai să udăm din tâi din... Hai, ghiveciuri. Din ghiveciuri, da. Pentru că eu nu sunt sigură că lăvânțica are nevoie de multă apă. Are așa nevoie, cum e crește. Are nevoie de udat, ea tot se usucă. Eu sper că totuși florile este trebuie de udat. Dar pe băieți nu-i jălesc deloc. Dacă noi încă cumva udăm florișelile, punem ceai în pachete, dar ei acolo chiar lucrează. Nu te-am auzit cu... Forță! Așa, ia câtă lui. A venit teroristul. Vezi, nu v-ați gândit să porniți o emisiune de umor? Ha? Nu v-ați gândit să porniți o emisiune de umor? M-am gândit. Și cum? N-am timp. Cum? N-am timp. A. M-am gândit, oricum tu o faci mai bine. Aici, adevăr, spuneți. Avem, înainte de dejun, avem un pic de lucru. În vreo jumătate de oră deja trebuie să mergem la dejun, dar până atunci să rezolvăm niște lucruri, să le punem la punct. Dar eu cred că dumneavoastră aici nu se termină munca niciodată. Noi vrem să vă întrebăm, noi am udat în ghiveciuri toate florile. Da, trebuie din ghiveciuri? Doar în ghiveciuri trebuia să le udăm. Domnița Aliona, mi-am adus aminte că la fabrica de staruri Dan Negru îi spunea Aliona. Și domnița Aliona este îmbrăcată iarăși cu ceva divers. Ți-e foame? Acum da. Eu sunt obișnuită să mă trezesc și să nu las prea mult timp până la micul dejun. Să trecem la asta, domnul spună. Putem? Da, cum? Suntem băieți forțoși. Forțoși? Și înalți. Hai, 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 nu hai, nu hai, 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 hai,
Nu. Dimineața nu am foame de obicei. Și mâncăm? M-ai bucurat? Da, da. Cremă cu ricota. Ajută-mi, te rog, să deschid asta. Ce, brânză fără ricota? De brânză de vaci. De la ferma cu origini? Da. Wow! Grăsim 2%. 2% grăsim? Da, iau 2. Wow! Wow! Deci, practic, fără grăsim. Nu. Cu 2%. Procentul de grăsime perfect pentru... Pentru... noi. Exact. Wow! Nicoleta are o relație aparte cu Cătălin, în sens că... am impresia că Nicoleta e de partea noastră, dar Cătălin nu. Cât timp dorim invitațiilor să aibă poftă, noi ne ducem să mâncăm și revenim cu noi detalii după masă. Vă mulțumim! Domnița Katie cu domnul Spânu au făcut cunoștință pentru că ei nu se cunosc. Și domnul Spânu nu știe cum se ocupă domnița Katie, domnița Katie nu știe cum se ocupă domnul Spânu. De la voi salariul e declarat? Da. Care nu vorbești? Cât crezi că e salariul unui ministru? Dacă e cât de an, te explicăți. Eu cred că 18-20 de mii. De lei? Bravo. 70. Erau. Se fac bani. A, da, stai că avem și adausuri de... Nu, ministrii n-au. Da, deci 6 mii de lei pentru transport, nu? Și ne va spune ea. Asta deputați. Da. Contribuiți prin teritoriu. Și cred că astăzi o să avem mai multe task-uri în care domnița Katie o să lucreze cu domnul Spânu cot la cot. Domnul Spânu cu Ecaterina, pentru că v-am înțeles că voi aveți subiecte comune. Frumusețe de ziua să aveți. Așa mi s-a spus că să vă punem totuși împreună. Doamne ajută. O să veniți încoa, o să avem de vopsit ușa pe care urmează să o punem în partea aia. Domnul Vitalie... Clar, eu de-am știu și eu. Mergi și... încolo. Și tot acolo sus o să fie și Aliona cu... Aliona cu Nicoleta. L-a vopsit Nicolieta. Camera pe care băieții ieri au pregătit-o. Wow! Bine! Eu nu știu de ce mă gândesc că o să avem acolo treabă. Pentru că am văzut că mai e mult. La ce vârstă te-ai căsătorit? 19. 19. Și voi? Soția 21 și eu 3-24. La mine cu soții tot e diferență. Nu, 2 ani. 21-24. Dar ne cunoșteam de mult. Păi da, de mici ați spus că ați fost într-o mahală. Da. Și am avut o discuție așa pe scaunel la un pic de vorbă. I-am adresat întrebările pe care le-am avut, legate de contractele pe care le-a semnat, legate de relația cu Gazprom, care este una total aiurea și deloc în avantajul cetățenilor Republicii Moldova. Și el, fiind cel care a semnat respectiv, eu am avut întrebări. Domnul Spânu... Domnul Spânu... Nicolina, frumoasă istorie de dragoste. Se poate și de dezvoltat pe Instagram subiectul. Da, dar nu vreți să o afișați, nici soție, nici copii, așa că... Dar oricum, încerc restrâns, știu? Știu, evident că știu. Cum să nu știu? Nu ne ascunde. Oricum sunteți lucrătorii de stat, corect? Lucrători de stat. Relația între lucrători, cum e? Una prietenoasă sau ca și în orice colectiv mare? Da, peste tot. Important încredere să fie. Dar rest? Da, păi în sau în Parlament nu prea sunteți prezent. Nu, eu în Parlament... Bun, dar noi suntem colegi, adică inclusiv cu o parte mare de deputați. Și chiar m-am sunat pe soț și zic, tu ți închip ea ca eu cu domnul Andrei spune-l și el, de fapt, e foarte, foarte interesant ca persoană. Nu poți fi și deputat și ministru? Nu, nu. Poți fi... Nu poți. Adică eu am fost deputat. Când eu spuneam că eu nu mă pricep în politică, apoi că am intrat atât de tare, nu mă pricep eu. Apoi sunt câteva instituțiile așa, este Parlamentul. E foarte vesel, e foarte diferit. Și discutam despre ambele, un pic despre politică și stat. Eu am fost deputat. Asta nu am știut. După alegeri. Și după care am fost votat guvernul și m-am dus ministru. Și am plecat din Parlament. Ministru? Infrastructurii și dezvoltării regionale.
Și până la urmă, e explicabil ce a făcut sau ce face? Sau sunt unii care... Că eu l-am întrebat dacă are remușcări, că a făcut ceva greșit. Okay? Eu cred că cel mai important e să fii sigur că tot parcursul carierei, indiferent pe care o faci, cum iai decizii care duc lucrurile mai spre bine și cumva să fii cu inima împăcată și să nu regreți că ai făcut asta. Nu, eu cred că am făcut multe greșeli. Am făcut greșeli, da? El, în funcția pe care a avut-o, din punctul meu de vedere, el a făcut lucruri... Adică eu nu cunosc toate subtilitățile din care el a reieșit, astfel încât a procedat în felul în care a procedat. Dar eu cred că el o putea să facă și altceva. Da, da, pe decizii nu cred că am luat decizii greșite. Spuneam că am învățat niște lecții ce țin de comunicarea publică, probabil. Erau momente când trebuia, spre exemplu, să comunic prin conferințe de presă, nu doar o postare pe Facebook. Adică vorbiți rusă acum, în familie. Da. Da, tata tău a învățat română. Am învățat, dar o știe așa... Știți care era chestia? Era precomod pentru vorbitori de rus să trăiască în țara asta. Adică erau toate condițiile. Chiar... De exemplu, dacă intrai în magazin și cineva observa accentul tău rus, treceau să vorbească cu tine în rusă. Și asta e sigur că din politeță, nu că nu vreau eu. Și cred că din cauza asta mulți și n-au învățat. N-au învățat românul, da. N-are el o reputație de el face ceva? El ceva mutește? Asta este riscul profesiei. Cum este greșit să crezi că... apare în spațiu public și nimeni să nu te atingă, nimeni să nu vorbească despre tine. Ba da, nu. Are așa? Senzația asta am avut-o și eu am avut-o. Dar nu mai vezi, în sens că s-o șterzi? Eu, în momentul ăsta, nu cred că spânul, în momentul ăsta, cu pârghiile pe care le are, acum, poate să fac ceva așa. Eu nu știu ce-a făcut. Iarăși, eu, în privința contractelor care au fost semnate pentru iarna care au trecut, eu am întrebări. Acolo eu cred că cel mai bine ar trebui să ne ofere niște răspunsuri și eu înțeleg că niște dosare sunt la procurator. Cred că procurorii ar trebui să ne spună. Așa cum... Deci, dacă procurorii ne-au anunțat că dosar în privința lui Spânul există, acest dosar trebuie să fie dus la o anumită finalitate. Fie procurorii ies și spun că Spânul este curat ca la și noi am verificat, am avut nevoie să inițiem această procedură penală pentru a verifica anumite aspecte. Și ele de asta că e în aer, mă, da? Acum, da, e în aer. Rezumând discuția, mai bine să fii deputat decât ministru. Păi, mai bine să fii acolo unde crezi că poți ajuta cumva. Nu, păi sigur, dar eu și compar, știți, ce plusuri are ministru și ce plusuri au deputat. De obicei, la ministru are mai mult putere, într-un fel, mai mult decide decât... Și mai mult de lucru, nu? Și mai mult, da. Dacă acum ne ducem? Andrei, de azi cu mine tot azi mă cheme. Andrei? Și Cadea, respectiv, noi am discutat foarte mult despre modul cum este structurat statul, ce fac guvernul, ce face parlamentul. Și sper că după discuțiile pe care le-am avut astăzi și ieri, să fii mai interesată și să încerci să afli mai mult despre cum stau lucrurile în țara noastră. Vopsim ușa care urmează să fie instalată și știi, lucru iarăși nu e greu, dar un pic plătisitor. Am vorbit și cu domnul Andrei că faci una și așa ești. Da, nu, asta e grie. Nu, normal! Ian, hai ridică, de zi dacă poți. Dar din partea asta unica când e incomod, dacă se poate din partea așa e. Și trebuie și să o mai întoarcem. Poți? Da. Hai să întoarcem. Despre politică m-a explicat așa cum nu explic la școală, știi? În limba clară. Iar pe energia electrică, chiar dacă luăm de la îngres, noi oricând putem să luăm energie din România și noi am fost luna noiembrie anul trecut, o lună întreagă, nu am luat niciun kilowatt din zona transnistreană, energia am luat-o din România. Și în cazul în care ieri decide să nu mai livreze, noi oricum nu rămânem fără energie electrică.
Nu știu exact din ce motiv, dar îi simt foarte așezați pe el. Adică la modul lucrează, exact ce le spunem, fac tot, nu există probleme. Și n-aș putea spun că muncă nu-i deja. Adică să fac lucruri, să lucrează, așa, așezat. Adică îmi dau seama pentru voi, producția, emisiunii, poate nu-i suficient de interesant sau entertainment, sau nu scandaluri, nu-i sfadă. Și credeți-mă, și credeți-mă pe mine, dragi telespectatori, e cea mai mare bucurie a mea când lucrurile se întâmplă normal, se lucrează bine și se face treaba. Băieții, în primul rând, scoate lambriul de acolo, de la terasă. Da, scoate. Îl tăiem deodată de dimensiunea care îmi trebuie. Dar domnul Petru a intrat așa ușor în rol și asta am simțit-o cu paleții. Pentru că dacă nu voia să muncim atât de mult, era să ne scurtească un pic. Eu nu cred, eu vreau să văd, sunt curioasă dacă s-au utilizat toți paleții pe care i-am vopsit sau i-a lăsat ca bonus pentru altă lucrare. Deci lucrările acestea nu sunt pentru o singură zi și vreau să fie bine. Dar văd că am norocul de ajutor, de calitate. Se face lucrul bine. Nu, nu, treci în capul celor, treci în capul. Eu s-o ridic treptat. Așa. Asta, o scoate în afară. Cum îți invitați? Nu, e peste așteptările mele. Cel puțin până la moment, volumele pe care eu mi le preconizam să le fac cu dânșii, depășesc substanțial timpul. Interesant după ce montează cer părerea voastră? Nu, sigur că nu. Noi suntem sclavi. Deci putem nici pe dumneavoastră, doamna Angela, n-o s-o ceară. Când o să ne uităm la montaj, apoi de ce am făcut, dați-vă spun eu știu de ce am făcut și am muncit, dar îți dăi așa, relativ. Dar și eu făcut Cătălin câte 3 secunde, tata să bagi din sine. 3 secunde. Și în voi super. Fetele au încercat să mai muncească, dar mai mult au stat pe odihnă. Doamna Angela, că am avut că le-ai stat aici și le dați lucru. Despre montajul. Eu le fac instrucțiuni. Dar eu zic să nu mai vorbim tare mult, să ne ridicăm toată lumea, toată echipa, că suntem mulți, și să mergem la treabă. Mai sunt căpșuni? E culesing? A, de-abia acum s-a început? Ușa. Rupsim ușa. Și tot ce trebuie ca să domnul Petru să asambleze ușa. Ia, ce fain. Vreau de asta și de tare vreau. Nu vine și îți faci ce trebuie și îți dau spațiu. Eu plec și mă duc în altă parte. Deci acum tu îți treci din parte și ești aici. Primești material. Aha, el o să împingă, da? El o să împingă. Da. Măi, eu nu m-am vrut să vă postez ceva, iar camere. Domnul Spână, ce-o pe răschodul? Of, doamne, of, doamne. Și nu știți de economie pentru țară? Știu, știu. Ai văzut cât a vărsat? Probabil o obosit. Dar nu, am înțeles că și el e hărnicuță azi. Și ieri. Și ieri a fost destul de harnic. Nu pot să spun că nu a fost harnic, pentru că chiar o lucrat. Pentru funcția pe care o are, o lucrat mult. Deci aici, practic, ușa e terminată, acuș asamblăm lacătul, punem fundurile și cred că astăzi ușa trebuie să fie și montată. Deci asta ar fi, trebuia să fie planificat pentru mâine, dar cred că astăzi, dacă o punem... Așa, punem la mâine și vezi. Suprafacă. Mai la noi. Mai la voi, da? Așa. 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 Acum îmi dai o pană din cutie și finișoară. Așa, și o punem în partea asta. Da, vezi să nu sunt niște acolo. Da, da. Așa, nu fii că ești tot așa. La un moment dat, mi se pare că e plictisitor pentru, inclusiv pentru mine, adică eu aș fi fost gata să vopsesc eu lucrurile alea și să dăm fetelor altceva. Dar dacă ne-a plânge sau am vreo durere pe suflet, tot cânt. Da? Da. Și cânt 3, 4, 5, cânt și parcă altfel. Deci... Don't speak! Da, și-mi plac câncile de jeleni, ori lăituri de astea. Oas! Țâp, să urlă, să ne spară că se linion. Cum? Faci o diferență între ce-a făcut Cristi la Vreau la Țară și tu? Da.
Cristi e foarte supărat că el zice că noi nu lucrăm așa de mult cât a lucrat el. Și zice că pe voi și vă hrănesc așa de bine. Și zice că ne-a lint aici. Pe dânsul îi trezeau la ora 5. Printre soare și ploi se las mii de culori, dar noi vedem doar torșelori. Munca chiar merge, comentariile și activitatea lui Cătălin mai puțin. Și pe noi, Nicoleta, știi cum asmontăm? Asmontăm întâi cum vopsesc eu, pe urmă asmontăm cum ești, cum băieți spun, și pe urmă iar eu vopsesc. Și voi cum beți ceai, corect? Clar că unde eu lucrez, clar că spun. Nicoleta, nu știi cât emisiunea așa să faci. Deci să aducem și ultimele. Protestul de mâine este dreptul persoanelor să se... Pe domnul spun să fie. ...manifest într-un mod. Încrederea maximă e atunci când gazda îți dă voie mașina să o iei. Duci să faci ca și cum treabă. Cu toate că nu știe ce fac eu cu mașina. Dar puteți să lasă pauză, domnul spun. Mă odihniți. Da, da, că îl duc eu. Nu stăteam fără treabă, era o mică pauză. Atât. Doar atât. Adunați cadre, vă rog frumos, la montaj, cum nimeni nu face nimic. Și să înțeleg că numai eu lucrez. Asta e preferința lui Nicoleta, da. Asta e așa vede emisiunea asta. Mă bucur că Cătălin nu reușit să ajungă. Te bucur? Să dai ultimul palet. Cum era planul. Că noi multe am vopsit, dar eu credeam că el vine la ultimul și zic... Fetelor, hai mergeți, eu singură să fac asta. Puneți cadrele unde el lucrează, dacă le găsiți, și cadre cu mine, unde eu stau. Aici-s. Așa vede Nicoleta Adam emisiunea. Au vopsit multe lucruri. Da. O să ți se acopere, Gaurica, nu te teme. Parcă spatele m-a părăsit. Hai, vezi ce am făcut noi 2 ore și vreau să văd tu ce faci în 2 ore, că nici nu ți-a rămas acolo mult. Țara e plină de oameni harnici. Afaceri mai mici sau mai mari, Microinvest le susține pe toate. Fiți cu ochii pe noi. Emisiunea Vreau la Țară crede în viitorul afacerilor aici, acasă. Ia-mi filmează-mă, te rog. Cum arată o femeie gospodină după 7 ore de vopsit? Așa, aceasta clar că nu mai are nicio cale de existență după. Dumneavoastră la ratuș aveți casă, aveți? Cum părinți, eu. Și vă mai duceți? Da. Faceți lucruri de în jurul gospodării? Mai puțin. Merg mai degrabă să-i văd și stăm de vorbă. Eu am spus, a venit public neutru din sat. Băiatul care s-a uitat astăzi la toate episoadele de Vreau la Țară sezonul 1, e aici, pot să-l întreb. Și a întrebat, eu înțeleg, Nicoleta, acum câtă muncă faci tu și câtă muncă fac invitații. Dar ce face Cătălin? Zic, uite, îl iei și îl întreb personal, ce face el în acest proiect și o să-ți explice. Uitați, om neutru, care nu a fost cu noi, adică el știe mai bine ce să zic. Mă uitați la episoade, de celălalt mă uitați. Și nu face. Sezon, nu fac nimic. Cum lucră două vieți. Și nu l-am plătit. Nu l-am plătit. Cu Nicoleta Adam am mai avut anume tachinări. Parcă m-aș opri, dar în același timp sunt că e în parte anumite idei și... invitațiilor și mine asta mă omoară. În primul rând asta cu păstrat din primul sezon, Cătălin nu faci nică. Eu să le duc la viperi. Ce se întâmplă aici? Un pic burtica parcă mă deranjează. Am înțeles asta că ați mâncat cireși cu mâinile murdare. Da, direct din copac domnul Călugăreanu ne-a adus. Domnul Călugăreanu, direct din copac, cu mâinile murdare? Ok, putem să rezolvăm această problemă. Lactă biointerozgel? Să aveți câte unul, în caz că... Asta de fapt, e de pântecărie, da? Nu, neapărat. Diaree, domnul Călugăreanu. El scoate toxinele din organism. Da, e deschis acolo dintr-un colț ușor, se deschide.
Eu, sincer, da. Chiar dacă tot nu e bine, că el e murdar. Dar îl pui într-o linguriță. Într-o linguriță și l-ai luat. Dar poți suși de aici. A, pe asta și spun. Dar iarăși, pachetelul e murdar. Dacă eu am pus mâinile acum murdare, care e tot muncit, uitați-vă, că-i vopsea, că eu... Eu cred că la toți li se face foame. E și normal, toți lucrăm aici. Dăm din coate. Mulțumim frumos! Eu ca la nuntă, eu știu că la nuntă că vin sarmalele. Mulțumim tare mult! Doamna Angela are norocul în această pensiune care are angajații potriviți la locul potrivit. Sunt doar două femei la bucătărie care o ajută cu tot ce înseamnă restaurant și mâncare. Dar femeile alea gătesc ca palbinuțele și atât de delicios. Nu știu, trebuie doar să veniți să gustați, altfel nu-mi explic. A, nu, dar nu vă imaginați. Cei care ne privesc, nu vă imaginați ce culsinași am mâncat noi azi. Mai eu trebuie să spun că noi, pe lângă faptul că avem o echipă harnică, încă un motiv de ce noi suntem așa de harnici, e pentru că nu trebuie să ne gătim singuri mâncarea în cazul ăsta. Și avem tot timpul pentru muncă. Poate de asta descurcăm... Realizați multe, da? Da. Azi fetele, practic, toată ziua au vopsit niște lucruri. au vopsit multe lucruri care erau necesare pentru ușă, pentru pod. De ce vopsit? Deci, rămâneți cu domnul Călugăreanu, eu știi ce trebuie să fac. Ce de bine. Chiar mă bucur. Chiar... Trebuie să mă bucur. Orice, orice. Vrei să leg și această vie? Până vii tu, ca să nu pierdem timp. Mă duc să vă educați. Bine, bine. Cordele ți-a numesc. Cordele. Două ori să le tai întâi. Cordele, cordele. Între timp, fetele au vopsit în camera căreia am pus podul ieri. Acum m-am apucat de camera de alături. Te uiți unde e să termină leațul și se nimerește cam în partea lui finală. Da, da, acolo era până în cap, dar Maiana ai de la perete atâta că era leațul mic. Deci trebuie undeva cam la mijloc stângului. Da. Domnul Vitali cu domnul Spânu au pus tot podul în cea de-a doua cameră. Tax, de să însemn. Unde i-am pus noi locul și ala? Ajunge aici să stai. El e foarte priceput. Eu am observat chiar e priceput de-a binele. Văd că și în vopsitorie și ce legat de celelalte momente. Adică e important organizare. Trebuie să fie organizat. Probabil că calitățile tale are din viața de zi cu zi și foarte bine în ea. Da. Doar că pune-o la ieșire din aici, da? Zona aceea, chiar lângă dânt. Uitați-vă cum împușcă spânul. Tare. Bună treaba asta. Da. Cum mai care să-l faci împreună? Care? Eu cu tine? Un video scurt. Hai. Amuzant, este să noi. Azi? Mâine? Azi, noi îl facem repede. Vreți să vă spun și ideea? Bine. Ca să vă dați seama dacă vreți să vă filmați sau nu? Da. Să intrăm într-o cameră cam de asta în care se face reparație. Și... Asta e ok, așa? Eu o să spun că aici trebuie numai de pus, de tras gazul. Și mă vine camera pe dumneavoastră și mi-a să spun, nu mă mai bag. Am să port amuzant cu Radu. Da, e fain. Noi să zic că e mult zgomot. Cum? E mult zgomot. Da, sau poți să zici, aici numai gratii trebuie de pus. Gata? Gratii? Am observat mici tachinări între domnul Vitali și domnul Spânu. Parcă n-au încredere unul în altul până la capăt. Adică e clar, se respectă reciproc și se apreciază reciproc. Asta văd eu, nu pot spun cu siguranță. Dar totuși mai arunc pietre în grădina unui celuilalt. Asta e asta din pulsate, cred că se face. E frumos în materie. Da. Cătălin a avut o idee, am zis că ok, hai să filmăm, că de asta suntem aici și nu știu. Da, cred că Instagram-ul, TikTok-ul, apropo, domnule Spânu, TikTok, Instagram, peste tot sunt oameni
care vor să vă urmărească și vor să știe ce e ce faceți. Nu știu, aici în poliat am trebuit tras gazul. De ce să știu la mine? Nu știu, pot să vedem dacă... Am primit câteva mesaje că ai șubit cel puțin vesel. Mă tin că nici pe Ansta n-am sobat. Asta e la femeie, da? Da, i-am lăsat așa și pe urmă le batem pe tăi odată ca poți să ne schimb sufletul pe nouă gând. La tine mai... Sunt și la mine mai gros. Dar vrem să o băgăm ca atât. Da, tată, nu-i să-l pot scoate. Cred că am avut trei ore intense de vopsit în camera unde ieri călugăreanul a stat cam toată ziua acolo și a făcut tavanul. Noi astăzi am vopsit, dar se lucrează ușor. Cum se cheamă? Cum e corect în română? Vodomulsie. Domnul călugăreanul astăzi era pe prorab. El venea verifica. Zic, asta se face de mână? Care? Clădit pe păreți șuba asta. Știi cum se face înainte? Amenea este timp special care îl dai cu șparpele. Mm-hmm. Dar înainte cu mătură de grădină, se muie în sentiment și se face așa. Tehnică. Apropo, domnul călugăreanu. Înțeles. Găurica e un pic, nu-mi pare că nu e acoperită. O să ți se acopere, Găurica, nu te teme. Se acoperă, ea, normal. Are un dop special pentru asta, cu peria nu faci nimic. Ce mi-ai spus, Nicoleta? Nimic, cred că aparom vopsea bună. E el tata stai și-ți spună ea că asta spune. Asta cu siguranță intră. Și închipă-și tu încă bucata asta unde tu spui nebunia ta și încă eu lucrez. Închipă-și asta e bombă. Asta neapărat rămâne. Așa și-o statia ca aș s-o luat. Dar această atitudine a Nicoletei cu dar și faci tu, dar de ce nu faci tu, dar vin în locul meu. Doamne, eu credem că după primul sezon se termine. Adică mă gândim că hai, că ai înțeles, gata, nu te mai juca. Se taie tot ce am făcut noi până acum și spune partea asta. Îți ține căriuța în mână și mă așteaptă să vin. Așa, vezi? Aici n-am făcut, de acolo, așa. Și de aici, no, ca părintea asta. Ia, uite, oricâte cât este scaunelul, că pe urmă acolo o să trebuiesc. N-ajungi și ca să scurg. Ia uite, de aici, încolo, vezi, până aici. Și tot eu la urmă o să fiu rea, aici în comentarii. Înțelegi? Că toți fanii lui mă atacă pe mine, dar eu real nu fac nimic, dragilor, eu lucrez. Moldova, fără europeni și așa cum spui tu, independent, poate să producă doar sărăcie pentru mâna asta de oameni care au mai rămas în Republica Moldova. Altcineva, Moldova asta nu poate să producă. Și se producă foarte mulți corupți care să o jefuiască în continuare. Eu cred că echipa asta, chiar dacă a lucrat foarte bine și chiar dacă a fost foarte bun, cred că a avut potențial și mai bun de atât și puteau reuși și mai multe lucruri să facă. Hai, vezi ce am făcut noi două ore și vreau să văd tu ce faci în două ore, că nici nu ți-a rămas acolo mult. Ești obosit? Nu, foarte. Un pic, am zis că nu obosit, dar un pic mă doare spatele. Domnul Spânu azi a fost bravo. Eu nu pot să vorbesc azi de rău de el, pentru că el a făcut muncă foarte multă. Da? Perfect. Nici nu se vede. Să. Da. Doamne ajută. Zaibăți! Nu-i gata acolo. O frumusețe. Sincer, nouă ni se părea ireal să terminăm podul ăsta azi, dar am reușit. Cătălin, vină și pe să lucrăm prin ea. Ei, Doamne, ferește! S-a reușit? Da, da. Deci podul este gata și în camera 2. Jos, pălădire. Plecăciuni. Plecăciuni. Vitali, tot lui Vitali. Eu am fost de asta. Ajutor! Așa, aici cred că o scoasem. Da. Dar taie asta ca să nu se dă cum mai departe.
Păi, ața, nu trage. E că trage până la cap. Nu! Nu trage mai tare. Stai eu de aici, că eu o să duc și așa mai departe. Știi, azi era așa lucru că foarte mult trebuie să stau gheboasă în așa poziție și parcă spatele m-a părăsit. Dar oricum a fost o zi interesantă. Mama e inima, mama doare. Mama e inima, mama doare. Mama e inima, mama doare. Lasă-mă la șezătoare. Și voi știți scoaseți, da? Ambele din voi. Aliona, tu? Știi cusutul? Da? Eu am cuseam haine. Bine că am mai apărut și covoarele pe care am avut să le coasem, marginile, că am avut măcar ceva mai diferit de făcut azi și a fost mai interesant. Nicoleta, și ăsta e lucru? O să iei pentru relax. Sigur că da. Când vrei să-ți culci noaptea, coși vreo două covoare de astea. Eu de-am încurc cuvintele. E 21:00 și băieții abia au ieșit din cameră. Domnul Spân un pic mai devreme era pe telefon. Dar domnul Călugărean a stat cu mâinile întinse până acum. Am muncit, am lucrat. Felicitări pentru lucrul de azi. Mergem să mâncăm, după care, după cum ați auzit deja, da, ne întoarcem și vopsim podeaua din camera asta, pentru că azi să încheiem treaba cu camera asta. Și de mâine ne apucăm de alte lucruri. Hai să mergem la masă. Important să mâncăm. Păi, dar mergem așa, nonșalant, pe drum. Fără niciun fel de stres. Avem cu noi legea. Legea e cu noi. Puterea. Noi suntem popor. Că sunăm la 112. Da, da. Eu ieri am fost, domnul, spune că ați vezi, poliția lucrează în Moldova. Se transmite acolo mai sus. Corect. Ieri am fost la un sector de poliție aici și am rugat să mă ia cu mașina de poliție să mă duc încoa. Și am rugat cu girofară să mă duc sus, că nu ne permit, nu avem voie. Eu nu știu ce surprize culinare avem astăzi, dar după programul meu pe care ar trebui să-l mănânc, pentru că trebuia la 8 să mănânc, dar eu zic că o burrata de la firma cu origini și niște roșii cu un pic de oregan, asta va fi cina mea. Bun, cina cum a fost? Foarte bună. Foarte bună, am mâncat carne de curcan. Pentru forța pe care o aveți în această ediție, puteați fi exploatați mult mai mult. Aveți noroc și de niște gazde care au milă de voi. Dar, în principiu, asta e o laudă. Adică chiar sunteți foarte harnici și cred că ați observat ceva. Mulțumim. Așa că noroc, poftă bună și vă mulțumim tare mult. Noroc. Laudă și pentru noi și pentru gazde. Am vrut să vă spun un mulțumesc din suflet, fiindcă, într-adevăr, s-a făcut volume considerabile. După cine noi aveam de gând cu domnul Petru să mai ciocnim o țuică, dar a venit Cătălin și a zis că trebuie să mergem să dăm cu vopsea. După cine n-am putut să ne relaxăm deodată pentru că nu terminasem de vopsit pe jos în cameră. Am adus zestrea. Domnul Andrei, chiar în spatele vostru stă insectele pe care voi tare le iubiți. În spatele dumneavoastră? Da, în spatele dumneavoastră. Ai îmbrăcat-o în chiotă. Da, dar trebuie... Fără scară? Stai că vin eu. Domnul Ancela, dar dumneavoastră nu știți de economii. Știți, pe timpuri când erau stencă de asta veche, apă oamenii nu mai vopțeau după. Sau puneau copiet. Nu, voi mi-ați spus drept. El așa trebuie, nu trebuie să stai intens. Poate e invers, nu? El e cu falcă. S-ar putea să fie. Hai să încercăm. Ai apreciat ideea să lucrați după cină? Dar nu e o problemă. Adică noi cumva eram pregătiți că va trebui să lucrăm într-un anumit ritm. Katie? Acolo, în ungherul ungherului, chiar în ungher, de sub, ai un punct nedat. Vă invit și vă dau periuță. Vă invit aici. Da. Vezi că te filmează și... Mai departe. Acum trebuie să vă luați, după ce faceți perimetru așa, vă luați fiecare câte 50 de centimetri. Și zamorsați bomba. Cum spre eu și trebuie așa în direcția? E, șochi noi. Contează, da. Preiau
cu rolicul la celălalt. Dar eu îți fac bucățica și aia chietine să fie. Oricum trebuie tot perimetrul să-l facem așa. Da, 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 tot. Ok. Noi dacă ne-am propus să dăm această casă la cheie, așa va fi. Deci mâine, după ce ne facem bagajele, noi trebuie să avem această imagine de până la și după, pentru că scopul nostru este să punem și patul, și draperiile, și covoarele, și totul să fie locuibil. A, dar domnița Ecaterina, mai ieșiți un pic afară totuși, cum dacă se poate, vă rog. Nu, vă rog și eu, da? Ieși. Și o să rămână prezentatorul și co-prezentatoare. A rămas ca doi proști. Am făcut emisiune. A rămas noi doi. Oameni, să ne ajute. Uitați-vă cât e ora. Și cine? Tot noi. Tot noi. Avem încă niște lucruri pe care trebuie să le punem la punct și sunt aproape convins că o să reușim să scoatem un randament iar foarte bun. Eu încep să tremur. Și-o gata. Nu, mândraj. Dar vreau să dorm. Просто. Și da, uite că așa târziu, eu am crezut că n-o să ne mai pună la lucru după cină, dar uite că voi puteți face și de astea. A început să simt un pic de oboseală, spatele un pic a început să mă doară, dar e destul de bine, adică suntem gata pentru a treia zi. Cred că sfărăitul din noaptea trecută, noaptea asta, o să-mi spară floricele pe câmpii. Eu și aseară l-am acceptat, dar l-am înregistrat cum sfărăie și am trimis 15 secunde lui nevastă mea și a zis, dar tu cum dorim acolo? Adică lucrul s-a terminat, duș, ce mai doriți și ne vedem mâine dimineață. Bună dimineața, bună dimineața, cu forțe, proaspete și cu ochișorii un pic umflați. Când am pornit să-i trezim pe ai noștri invitați, ce să observ? Oh, Ali, oh, Radico, oh, 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 nu cred. Bună dimineața, nu-i prea bună. Dacă Nicoleta a spus, dacă mă trezesc mai devreme, să o trezesc și pe ea, că vrea să fie așa mai fresh dimineața. Domnița Katie, m-a făcut vreo 300 de euro pe Instagram. Deci eu nu înțeleg ce fac. Haide, mă alături, bună dimineața, vă aștept afară. Ieri noi până la ora 11, da, 11, am vopsit podelele. Nu știu, dar era deja foarte târziu. Eu am video, cred că era 11:30, poate. Aici eu cred că deja, domnul spune din multa președinției și domnul Călugăreanu, am scris cel puțin o două articole. Bună dimineața! Cum ai dormit? Complicat. Bună dimineața! Ce frumoasă-i? Păpâneața. Opana! Opana! Da, băieții dormeau. Eu, apropo, noaptea am fost la baie, la toaletă. Și domnul spune, face gălăgie atât de mare prin somn că eu m-am speriat. Eu noaptea trecută nu l-am auzit așa, dar noaptea asta a fost grav. Da, am recunoscut. Eu sforă și soția știe asta. Da, am pus și pierna și plapumile pe cap. Așa m-a dormit, pe la 3 cred că m-a dormit. Am organizat, fetele s-au trezit înaintea cocoșului. Trezesc și băieții și revenim în scurt timp. Hai să ne ascultăm păsărelele. Bună dimineața! Bună! Cum ai dormit? Bine. Băieții un pic mai greu s-au trezit. Dar n-am avut probleme, că în jumătate de oră erau toți gata. Bun, mergem de vale să începem să aducem lucruri pentru camera proaspăt vopsită. A treia zi e ultima zi și nu, înțelegi că gata, se finisează și am un pic de... Aștept deja să se încheie ca să putem merge acasă. 4 ore de somn, dar suntem pe forță și astăzi. Oricum e mai călduț decât ieri. Sunteți triști că e a treia zi? Foarte. Ne despărțim acuși și... Cine știe când ne-o mai vedea? Eu cu domnul spun, ne vedem la 13, când amândoi stăm. Eu pentru că sunt corupt și fac parodii la comandă și domnul spun, pentru că nu știu ce era el, mă șef.
Dar am venit să luăm paturile de aici, de la curtea de piatră, și să-l ducem la vila lui Nanu. A trebuit să vă ridicați pe scara asta. Și, domn Petru, de unde? Iisus! Chiar pe marginea sau acolo înăuntru? Înăuntru. Și să luați dinăuntru sau și eu mă urc eu. Ei, domn Petru, scara asta pe nu mă țin. Da, e scara... De la slujenie. Da. A, e că aici tot trebuie de dus. Asta tot trebuie dus? Da. Sunt un pic oboseală. Da. Deci dacă mai continuăm și azi, nu știu, până la ce oră în același ritm, se simte un pic. O ținem. Da, dați drum. Dați că o ținem. Sunt doi. Lumea deja se simte că așteaptă să meargă acasă și discută, și în discuții se vede că își fac planuri pentru zilele următoare și discută unul cu altul ce au de făcut. Tu comandeau? Da. Foc la ghete. Ne vedem. Da, am dus saltelele fetele și băieții au dus paturile. Da, normal. Am avut și cu domnița Nicoleta așa de dimineață. Eu cred că o să încetez să mai bagă seamă, o să mă opresc. Aceasta este Nicoleta Adam. Când are un pic de pauză, ea mai mult bagă sport. Sport și să mănânce mie creierii, să arunce. Mai tăieți o leacă din tot ce spune. Că lui place să mulțească la doi și se împarte. Și hai, noi actorii exagerăm de obicei. Lucru știut. Domnița Nicoleta, dumneavoastră... Eu chiar sunt pe chill, nu înțeleg ce. Asta zic. Nu știu de ce le-am dus pe jos, pentru că doamna Angela pe drum mi-a spus că de fapt avem mașină pentru a căra toate aceste obiecte, dar evident, probabil, la insistența lui Cătălin, a fost să facem toată treaba asta pe jos. Le spunem o leacă jos. A, taie la mână. Mhm. Azi am ales petalele de trandafir dimineață, pentru că era planificat să începem deja să aranjăm covorașele, paturile, cămeruțe, dar încă nu s-a uscat destul de bine podeaua. Cum? Cum era? Beți morți, hopa, hopa, spre dimineață tot cu vodka, măsurăm o șosea din Europa. Beți morți, hopa, hopa. Îl luăm pe Cătălin cu noi? Spre dimineață tot cu vodka. Cătălin, avem un sac de trandafiri de curățat. Până dimineața? El nici nu aude, nici nu vede. Măsurăm tot una. O șosea din Europa. Mai muncim un pic fuguța, după ce muncim fuguța. A, dar de acolo îi dă, dar nu o primesc aici la poștă? Foarte învățată, de anul trecut. Ia n-ascultă, mă, ta mine! Ostorojno! Am vrut să merg la polițistul sectorului. Păi mă grăiți! Chiar ne-a luat dor! Aventura Vreau la Țară nu e deloc ușoară. Ce ne-am face fără partenerii noștri de la ferma cu origini care produc cele mai bune lactate din țară? Autohton, autentic și delicios de sănătos. Ce-ați făcut dimineața? Am curățit petale de la trandafir pentru țuică. Și cum? Deci, cum arătați? Așa, la maxim. Codița, o extrageți și toate petalele numai rămân petalele în gol. Să rămână curate. Și fără verde. Asta nu. Nu, e fără verde și fără galben. Da, spus, poate să vă rugăm da. Un ceai. Asta, organizatorul. Un ceai din tot din plante. Dar muș vine Cătălin și iară mai beați ceai. Domnul spune, să recunoască că el a vrut. Eu recunosc, vă rog, înregistrați asta. Asta nu vă faceți greșteți, scoate din prin montaj. Ar fi interesant dacă într-adevăr ar fi să pune... Tot. Dar asta, eu înțeleg că asta e imposibil, adică nu e chiar atât de interesant să pui tot. Nu, eu cred că asta o să se pună, așa să spună, ia câtă.
Și domnul Spânu vrea și el să testeze ce este asta. L-am învățat, acolo o mare teorie nu, îi trebuie doar să ai răbdare și să decojești de pe floare toate petalele, astfel ca să rămână doar partea verde. Vreți ceai? Da, sigur. Ești mare. Eu te simt nerăbdător, vreți ceai? Vreți ceai? Da, ceai vreți? Dar pot trecut de om. Asta e fain. Eu tot sunt foarte... Cum se cheamă omul pasionat de ceai? Păi, dar eu tot nu beau numai ceai. Nu. Ce ești cofiman, real. Și este om ceai. Nu. Uite, alea a rămas mai întâi la căsuță. Nu știu ce trebuia să fac, dar nu mai era spațiu, adică și destul de repede ne-am descurcat cu petalele. Da, eu am înțeles că nu era planificat atât de mult lucru inițial. Așa că, oricum, noi suntem bravo. Vision, lume în moapte și Sara, când pornește. Melodia cea. Domnul Spânu, dacă câștigăm Eurovision, îl facem la Mimi tot. Dar drumul e făcut. Nu, de ce? Eu cred că noi putem să-l facem la arena. Dar e mic tot, nu? Nu, de ce e mic? Acolo sunt 4-5.000 de locuri. Înțeles că domnul Vitali așa cu glume de dimineață, nu? Da, făcut o glumă veselă. Sper să o arătați. Eu am trezit. Eu ți-am spus, am avut o muscă, dar o muscă de jumătate de deget. Eu am auzit. Tătă noaptea, am zis că e și geamă. N-am auzit nimic. Dormiem, nici un stres. Dar musca și e mumu. Și la 4 s-au intensificat zborurile. Am buhuneat, maniș. Da. Da, domnul Vitali cu glumele lui. Geniale. Ai înțeles ce au avut în vedere? Nu am înțeles. Gen că era undeva c***. Wow. Și pe muscă nu menționești, nu merge poate la flori. Poate după pat. Da. Eu și sunt traducător din memurile voastre. Mai scoate trandafiri, domnul. Da, am descoperit că Vitalie poate să facă și glume mai pipărate, nu știu cum. Ei, doamne ferești, chiar. Știi cum te laudă, mă. Ei, doamne ferești. Ați gustat, domnul Călgărean? Iaurt, ia-mi toarnă și domnul Călgărean, te rog. E un pic dulciu, dar să știți că nu are sahăr, nu are nimic. Ce tare îmi place. Ferma cu origini, vă mulțumim frumos, e senzațional. Cine mai vrea iaurt? Mai gustați iaurtul ăsta, că eu încă n-am gustat așa. Participanții sunt mai relaxați, cu gândul deja spre casă, dar și în a treia zi deja îți permit să spui lucruri pe care nu le spui în prima zi. Suntem mult mai familiari unul cu altul, când ai cum. Poftă bună, mâncăm fuguța, mai muncim un pic fuguța și plecăm fuguța, după ce muncim fuguța. Am hotărât că o să pompez și o să apăs pedala cât se poate de mult, ca noi să scoatem mai mult decât ne-am propus de la început. Sper să ne reușească, dar zic dacă o să vorbim mai puțin și o să muncim mai mult, cu siguranță le terminăm pe toate. Bun, domnul Spânu? Așa, domnița Aliona și domnul Spânu, din cât poate ați auzit, mergeți cu doamna Angela, nu? Cum n-ați auzit? Să-ți spus pe nu? Nu v-a spus doamna Angela că duceți la piață? Eu mă duc la piață. Nu v-a spus doamna Angela că mergeți cu ea la piață? Bine. Da, au avut controverse până a se porni. Mergi cu doamna la Angela la piață? La piață. Dar vă place să vorbiți cu oameni, că acolo ați vă cunoscut. Piața este a noastră și eu strâng taxa pentru arena. Opa, dacă vedeți, vedeți acolo cu actele. Da, ia uite, aparat de casă. Pregătit. Nu merg eu la strâng taxa. Haideți. Nu se vină cineva să duc acum. Nu, dar doamna Angel trebuie să fac asta, facem fiecare zi. Adică vă duci pur și simplu pe ea încolo. Dar cum zic, eu mă duc să strâng bani la oameni. Nu ne-ați vă duci, duci doamna Angela. Nu, și nu vă pușesc, că ne duceți banii noi. Nu, ne-ați stăți ajutor, nu trebuie să faci nimic acolo. Cum nu trebuie să fac? Doamna Angela face. Eu stau într-o parte, dacă e chestia. Face Aliona, nu vă faci scris noastră. Dumneavoastră ca să mai vorbiți cu oameni, dacă mai faci cunoștinți cu cineva. Cetățenii, corect. A zis că nu merge. Evident că lucrurile aici nu se întâmplă din capul nostru. Faptul că nu vrei, poți să-ți păstrezi această poziție, dar dacă se insistă de la producție, trebuie să respecti, că n-ai cum. Nici eu nu mai vreau să vopsesc a doua cameră, dar am încotro? Nu, mai scurt, cine vine cu carne, vine cu mașină. Vă duci tot cu Aliona. Mi spune din producție că vă duceți la discuții cu oameni.
Hai. Așa e. Hai, înțeleg. Mie gata, lăsați-mă. Trebuie să faci cunoștință cu poporul. Dar eu fac cunoștință, am fost la... S-a dus, a mers. Nu foarte încântat de această idee, dar până la urmă așa l-am văzut destul de convingător, că da, hai să mergem. La piață am mers să strângem taxa, de, nu știu cum se numește exact, o taxă pentru piață, pentru locul pe care oamenii îl au la piață. Eu am fost, de fapt, de multe ori la piață. Bună ziua! Nu, ei, bună ziua! S-a ajuns la cotejerii mari. Ia că am venit la casa de piatră. Lucrăm, ne-am pus la lucru. Am pus să-i ajutăm cu reparația. Casa de cultură? Nu, casa de curtea de piatră. Aha. La domnul Pietru. Și am discutat cu mai mulți oameni. Mi-au spus că ar avea probleme. Poftim bolul? Nu, ține, luate bine. La urmă dai casa. A, eu sunt cu bani. Da. Bună ziua. Andrei l-am pierdut undeva acolo în spate. El a rămas să vorbească cu oamenii. L-au prins acolo cu tot felul de întrebări. A, da, de acolo îi dă, dar nu primesc aici la poștă? Da. Stați un pic să notez pensia. Și l-a bulicărit lumea pe acolo? L-a întrebat de gaz? Îl recunoaște, da. Bine. În noiembrie, luna noiembrie, am pus hat, în hat 200 de ton. În hat la casă? La sot. La sot. Și acum ne-am dus iarăși acolo să începem a doua cameră, dar oricum scopul principal e să așteptăm să terminăm prima cameră. Poți să dai peta aici și aici și mai ușor de luat. Chiar dacă rămâne, îi turnăm apă și îl înmormântăm aici. Ia dă-ți să nu ce cobăiesc în față. Da, e învățat. Călugăreanu, eu sunt foarte învățată de anul trecut. Eu un pic s-o obosită, dar entuziasmul echipii mă lipsește cu dispoziții bune. Oh, mița Ecaterina! Da. Ai făcut mai mult de vopsit? Ai făcut mai mult de vopsit? Da. Mai să mă leac să așeze praf. Când merg în sat, cel mai trist este când nu sunt oameni. Dar știm cu toții că sunt sate în care au plecat foarte mulți și sunt foarte pustii. Dar aici se vede că există viață și satul cum e viu. Da. Alena Mun, fă cunoștință. A, tu ai rostenic electoral? Nu, este o cântăreață foarte renumită. Cântăreață? Da. Îi dai 20 de lei, vezi? Iată cum ajungi acasă, caut pe internet Alena Mun. Mi-ai dus ouăle? Ouăle sunt la Dorica, da? Sio, mersi mult. Aveți grijă să nu-ți bane. Da. Tate bune? Bună ziua! Bine că oamenii știau și deja erau pregătiți cu banii dinainte și a fost foarte ușor. Ia n-ascultă-mă, mă, da, mine! Te ascult! Eu am dat bani și am uia eu, nu fac de acasă, n-am vândut și-o, nici un deor eu n-am vândut. Ei vor să ne-a schimb și dau, dar de unde dau eu 8.000 de lei? Cum s-au, a, vă pune să-l schimbați? Da, cum să-mi știu dau bani? Cum să dau eu dacă eu n-am? Până 2.000 de lei, primesc 2.200. Eu nu știu ce să fac cu asta de-a mă. Mhm. Dar pe ăsta, când l-ați cumpărat? Am 4 ani. Dar tot am cumpărat, am făcut. Dar de mă mâine să-l schimb. Eu cum să fac? Eu zi eu bani. Mi-l apac la 70 de ani, deși le-am bani la max eu. Schimbare apără. Las că la unul până îmi trebuie, într-adevăr, să plătească la pensie. Eu am plătit toată viața mea și la muncă, bătrână, tot nu cresc. Arată... Te-ai porți vreodată? Da, nu. Nu te-ai stăpit de așa? Nu, eu tăiat... Nu, dar la bunie nu te-o poți... Pe mine mă trimitea undeva, eu dacă mergem la rude, dacă avea de tăiat ceva, mă trimiteau de casă, când mine era jele. Noi am... Eu dacă lăsat, am tăiau porci și noi ne urcam peste dânsele și după care ne punea să-l roade un cuțit, așa. Și-am mai gustat slănină crudă dintr-un porc care tocmai a fost tăiat. Na, a fost tăiat la ora 4 dimineața astăzi. De ce facem noi acum, în mod normal, ar costa bani. Mhm. Și asta e și un avantajul lor și, evident, și un avantajul nostru. Ne facem emisiunea. Păi eu cred că așa câștigă toți. Corect. Noi, de exemplu, avem vizibilitate pe televizor. Mm-hmm. Voi, asta e lucrul vostru, da? Mm-hmm. Și oamenii care ne găzduiesc... Unde că, să fiu sinceră, cred că noi am mâncat mai scump decât am lucrat.
am găsit și o persoană care cumva așa mai puțin mulțumită, dar am reușit să discutăm. Cum să trăim bine cu toți? Cum să trăim bine cu toți? Adică dumneavoastră crezi că trebuie vorba din bătrâni, fă-ți prieteni noi, dar nu uita pe cei vechi. Adică trebuie să trăim cu... Bine și cu și cu. Adică... Noi să ne facem Europa noastră acasă. Adică crezi că trebuie să trăim bine cu Putin, da? Eu nu zic că să ne unim cu deși, dar... Dar nu să ne unim, dar credeți că trebuie să... Trebuie să fim prieteni și cu unul și cu altul. Dar ce înseamnă să fim prieteni? Că noi trebuie să spunem că războiul e rău. Uite, că Rusia a atacat Ucraina. Sigur, trăiești la casă sau la apartament, nu importă. Casă. Adică, oricum, cu vecinii trebuie să stai bine, da, să te împaci. Dar Rusia nu e vecinul nostru. Oricum, noi am fost o viață cu deși și nu știți de acolo ne-am hrănit. Nu vă spărați, e că aici eu nu sunt de acord, dar Putin și războiul este o mare brânză. Deci este ucid copiii acolo, ce să mă duc să... Cu asta eu sunt de acord. Dar ce, dar cum să fim prieteni cu un criminal? Cine, că e american, că e rus, că e moldovan. Aici noi ne asta înțelegem. Am vrut să merg la polițistul sector. Dar unde e polițistul sector? În clădirea primăriei. Haideți până la dânsul. Pentru că mai multe bătrânele mi s-au plâns de o atitudine nu tocmai prietenoasă din partea polițistului sector și am vrut să-l întreb de ce așa. Asta este postul de poliție. Dar nu intra aici cu mine, eu mă duc singur. Stați aici. Bun? Nu-i nimeni. Eu mers. Cred că sunt teren. S-au plâns, ai văzut acolo? Da. S-au plâns, da. Niște, că polițistul nu chiar se poartă frumos cu oameni. Păi de ce și sunt teren? Da, m-am bucurat să văd oameni care muncesc, care cred în viitorul țării și... care ne urează și nouă succes, reușim să mișcăm Moldova înainte. Nu știu ce a făcut acolo la piață, nu știu exact, dar s-a întors foarte repede, într-atât de repede încât a reușit să și vopsească pereții împreună cu noi. Și am dus la final foarte rapid. Toată viața cu degetul lucrat. Ați întors! Da. Cum a fost, domnul Spână? Foarte bine. Ați văzut. I-am mai dat să două periuțe, domnul. Ia că acolo periuță. Eu am înțeles că cei care au fost la piață... Iau periuțele alea. Nu, iau. Da, eu trebuie să mă duc să fac... Eu trebuie să mă duc să fac testimonial. Să capsulăm. Hai, domnul Spână, luați periuța aia. Una de aia. Eu pot să fac să bec până... Nu, eu am toaletul făcut. Cu mișcări rotative. Rotative, așa și facem. Așa. Noi facem podul la baie. Răzbinte sau să mai pun câte una așa. Aha. Am înțeles. Ostorojno. Și în paralel ajut la... Pentru că le dau cu vopsea pereții din camera a doua care am făcut-o. Noi, gata, pe azi facem acest toalet. Deci 600 de miligrame, mă urmăresc. Cum poți zice? Păi mă grăiți. Nu, eu, de fapt... Chiar ne-a la dur. Vezi, mai dai o leacă. Ia, cine și spune? Cine spune asta? S-a auzit o voce? E din cabinetul de umbră. Mă gândeam că nu prea sunt oboseală și țin telefonul în mână și îl văd cum tremură așa și zic, a, nu, am obosit. Încheieturile de la mâini, mai în special. Încă nu grea. Da. Eu grea? Da. Tu, da, dar deja și... domnișoara în cauză. Care? Nu știți problemele? Nu știam, dar nu știam cum să te dezmieră. Eu am văzut că aveți la noi niște... Adică după practica de ieri și teoria, ar fi păcat să aveți astăzi pretenții. Nu, n-am. Katie pleacă mai devreme, ceea ce este destul de complicat. Katie e foarte rapidă în lucru pe care îl face. La un moment dat a venit și Cristi Cebotari, soțul Ecaterinei. El a fost la Vreau la Țară în primul sezon și acum i-am oferit oportunitatea să mai lucrez un pic, să-și mai aduc aminte cum a fost la Vreau la Țară. I-am dat-o perii, am început să facă, de la început a spus că nu, că stau cu copilul, zic hai schimbă-te cu Katia, oricum Katia o dat de acum partea de jos, tu ești mai nântuț, ajungi până acolo, până sus. Și Cristi s-a apucat să vopsească acolo. Ce fac? Am venit după soție și ca prin minune, era și de așteptat că o să mă pună Cătălin la lucru, adică asta e ceva ok. Exact, Katia a ajuns până aici, până sus. Nu stau din. Dar din asta e locul ăsta. Deci cum e așa un pic albastru.
Da, dacă e și mea alb, dar e și mea albastră. Vezi? Știu că dacă e și un alb. Eu am înțeles că vei trebuie niște pe pictea asta. Și am venit eu. Deci foarte bine, așa fi. Nu, dar asta trebuie să faci. Nimic mai mult. Ok. Nu, pădarea aici. Unde să las pielea? Da. Pădarea este aici, pădarea este acolo. Unde mea asta? Da, dacă tu o poți să-l ții pe Cristi, să-l stragi un pic, eu reușesc cu echipa să termină lucru. Nicoleta, cum la tine? Foarte bine. Vă împăcați pe tine, tot bine? Da ce, nu ne-am împăcat vreodată? Trebuie și eu. Nu ne împăcăm, pentru că eu muncesc, dar el zice că tot muncești. Calcă de-auna. Dar tu vezi cum el muncești, vine tipa de atât și da, mai duci câte o căldare și ține, du-te, e, fă. Mă pot să dau cu vopsea un perete acolo, unde fetele n-ajungeau și împreună cot la cot cu domnul Spânu. Terminasem peretele și ăla. Hai, Cristinel! Mă scuzați? Mai important ca dumneavoastră. Posibil copilul ăsta cumva posibil să-mi ducez de alta. Ia-mi spune domnului Spănuș. Statul meu, nu te băgăm. Zgomă, mă zgomă, da, este înțeleg. Sincer, mi-a plăcut, e o experiență unică, dar într-adevăr e obositor. Când privești proiectul pe televizor, crezi că ei cred că s-a filmat acolo un 15-20 de minute cât a lucrat repijor și a apugat la odihnă, deloc nu e așa. Mai ales ziua de ieri, eu la urmă vroiam să plâng, sincer, dar când vopsiam la ora jumătate la 12 podeau așa, eu zic, asta e Robi, eu real, eu am spus că noi suntem sclavi și robi. Nu s-a pierdut nicăieri din vedere. Peste tot, nu-i perfect, dar din vedere nu s-a pierdut. A fost greu. Cu această periuță, cu această mânuță, vom face regulă în țară. Zic, Cătălin, regulă în țară. E ca așa fiecare colțișor de țară o să-l văruim. Noi gata acolo. Mă uitam acolo, era ceva de gaz. Femeia mea a întrebat... 18 lei, da? Da, au micșorat tariful. Foarte bine. Așa cum am spus în prima zi, tariful la gaz a scăzut. Și zis promis, și făcut. Ai promis 12 lei la iarnă. N-am promis, am scăzut, scade și mai mult. Adică aștept să scade și mai mult, dar n-am spus 12 lei. Dar eu de unde am luat 12? Îmi pare că domnul prim-ministru a spus la un moment dat că există prima ca să scadă cu 12 lei de la 29. Da, da, da. Și aproximativ asta s-a întâmplat. Sincer, mă așteptam că, chiar dacă poate este muncitor, dar mă așteptam că o să fie așa, să-și dea aere din astea de VIP. Și să spună, ei, chiar asta să fac eu, nu? Nu, el a acceptat orice. A muncit cot la cot cu noi. A fost foarte, foarte fain. Chiar eu, acum nu laud politicianul Andrei Spânu, dar laud omul cu care am muncit cot la cot 3 zile. La revedere! O zi bună să aveți în continuare! Și voi, mersi mult! Nu-i foarte chiar bună, ați dar... fost un administrator bun! Pa, pa! Cum crezi, ai descurcat? Gata, sigur! Da, nici nu mă întoiesc. E, la cât te uiți la ea și la cât e de feminină ea, la cât e atât e de pregătită pentru orice obstacol, probabil. Măi, cu Aliona putem să ne întrecem la un maraton al înfățatului. Eu zic că e posibil de te făcut totul și să te duci acasă totuși mulțumit de așa o experiență. Se vede că lucrurile care ne pricepem o leac mai bine decât rosul podielilor. Da, și cu rosul podielilor tot ne-am descurcat repede. Așa, așa. Eu am spus. Băi, când a spus că îl dăm la cheie, jur că nu reușim nici jumate. Dai moale, dai bine, și așa tot e nou. Ca să înțelegi ce se întâmplă, se vrea a se pune televizorul. Se vrea deocamdată că trebuie două bucăți de metal. Este evident că domnul Călugăreanu este revelația acestui episod, pe lângă faptul, și am mai spus și ieri, pe lângă faptul că e extrem de muncitor și nu așteaptă neapărat să-l chem eu. E cu foarte mult bun simț și simțăm asta că domnul Ion nu trebuie să spună că
hai, Vitalie, vii, sau noi să-i spunem cu domnul Vitalie ce și-l ajutați pe domnul Ion. Nu, erau cumva să înțelegem cu domnul Ion în priviri, uite, mi-era și domnul Vitalie care... Domnul Ion, hai, haidem, hai să lucrăm. Am scos-o în capăt și chiar să știi că sunt foarte mândră de ceea ce am făcut. Hai să mergem așa, repejor. Să-ți arăt eu, Nicoleta, ce am făcut eu. 3 zile. După cum ați înțeles, camera trebuia făcută. Noi am făcut-o. Camera a doua nu neapărat trebuia făcută. Noi aproape am făcut-o. Aici lucru comun, unde și Cătălin s-a implicat maxim. Am spălat toate petele, pentru că zona unde tu ai vopsit era cea mai multă. Sticluța mea, pe care o iau acasă. Dar cum așa vine? Când o investi, eu merg cu calendarul, cu asta. Uitați-vă, aici te-a vopsit, aici pus. Ne s-a spus că nu vopsim pe jos, pentru că nu s-a pus încă ușa și dacă am vopsit pe jos, praf o să intre și noi. Mă bucur de invitații pe care am avut, mă bucur de gazdele pe care am avut, mă bucur de prima ediție în sine. Ia uitați! Vedeți voi un cadru, ia. Uite, mai mult telecomanda, deja e totul pregătit. Și trebuie să ținem cont că am avut lucrări nu doar în casă, am avut lucrări și în grădină și cu păsările și... toate cele. Te gândești la următoarea săptămână? Eu deja mă gândesc la următoarea ediție. Este Alex Moore, dacă este acolo un crion. Eu l-am văzut undeva. Să-mi cercuiesc? Nu, dar tu pune data de astăzi, când am inaugurat. Mai inaugurarea? N-am cum să nu mulțumesc partenerilor care s-au alăturat echipii Vreau la Țară și echipii Jurnal TV. Mulțumim frumos Microinvest că aveți atâta încredere în noi și că anul ăsta ați spus că vreți să stați alături de noi. Vă mulțumim din suflet. Relația noastră cu Microinvest a fost în așa situație că am văzut că este cererea de a veni la noi în teritoriu mai mulți turiști, dar neavând spațiu, am căutat o susținere din partea Microinvestului ca să mergem mai repede cu lucrul. Ce mi-a plăcut să lucrez cu Microinvest? Că nu fac multe hârtii, chestii de este. Deci le-am dat rapoartele, le-am dat totul, fetele singure au calculat asta. Lipsa asta a birocrației ușurează munca noastră, că noi nu avem timp să îmblăm cu hârtile. Nu, ne trebuie bani să facem cu tare, cu tare, cu tare. Și vreau să spun că și la procente sunt destul de generoși. Tu spui că data de 14. Da, aici da, este data. Încercuim că asta e importantă și să facem așa. Mulțumim frumos partenerilor de la Ferma cu Origini care au niște produse senzaționale de care eu recunosc că eu nu știam până acum și eu astăzi am băut un iaurt, jur, deci oameni buni, n-am gustat în viață un iaurt atât de bun, jur, jur, jur. Cătălin și Aleona Mun. Și faci tu o semnătură? Vreau că să scrii Vreau la Țară. Abia asta și-o să facă cușul. Mi-aș dori să revin în calitate de turist, să dorm, să mănânc, pentru că e locul perfect ca să faci asta. Vitalie, n-ați făcut corectări la răspânderea asta? Gata, ești pusă. Eu văd că e pus, dar n-ați făcut corectări. Un pic am tăiat o jighiuță, ca așa. Aici e unde e undulată. Da, acolo era linia corectă, dar tăitura era incorrect. Și am tăiat pe linie și o mers. Domnul Spânu cu domnul Călugăreanu și cu domnul Ion, evident, și cu domnul Petru, au pus și tavanul din baie. Am văzut că au lucrat într-o echipă perfectă acolo. Unul aducea chestiile astea de pus pe sus, altul le tăia, altul le instala. Absolut fenomenală echipă de muncă acolo. Aici prima ediție de Vreau la Țară se încheie. Nostalgic într-un fel, emoționant într-un fel. Plecăm din Cotiujenii Mari, plecăm mai departe la următoarea pensiune, plecăm la drum cu alți invitați. Aici cred că înțelegeți și voi că prima ediție e a sfârșit, mă apuc emoțiile alea, că n-am simțit de mult asta. Vă mulțumim frumos, stimate gazde, că ne-ați primit și am muncit la dumneavoastră și mulțumim pentru mâncare, pentru cazare, mulțumim că ne-ați și ajutat să facem emisiunea să iasă bine. Vă mulțumim și sperăm să ne mai întoarcem aici. Cred că o să ne întoarcem. În sezonul 3 mai avem două pensiuni, a spus. În sezonul 3, când venim, să dea Domnul, deja tot să faceți. Noi să venim numai să grăbăm, să mai punem niște florișiere. Asta, dacă aveți și piscină, e Nicoleta la bronz. La o să fie! Păi da, îți dai seama. Gata, pofta crește mâncând. Nu e spus, mai apară vreo pensiune, două după acestea care le-a fiat.
Atunci mult succes. Domnul Petru, zâmbește așa într-o... Noi să gătim la cușe. Deci trebuie să facem totalurile activității noastre. Și vreau să spun că încă nu-mi pot da seama cum de s-a reușit așa de mult de făcut în acest timp scurt. Deoarece am avut în alte situații meșteri cu pretenții mari și tot așa mai departe. Și tot timp mă întindeau și deci așa volum de lucrări ar fi durat cel puțin o săptămână. Cel puțin, vă spun cum este. În primul rând, de să-i spun, Katie, îți mulțumim frumos că ai venit și na, o trebuie să duc. Mulțumim că ai acceptat, mulțumim că ai muncit alături de noi. Și dragi invitați care sunt prezenți aici, vă mulțumesc și vouă că ați fost o echipă puternică, pot să-i spun. Noi am mai făcut în primul sezon clasamente de echipe harnice. Mulțumesc și vă așteptăm în calitate de turiști, oaspeți, că de ajuns ați muncit pe aici, să veniți să vă mai odihniți. E în culme fericire, ea dacă ar putea să vă mai țin încă 3 zile, să finalizăm și a doua cameră, mai facem foarte bine. O să trebuiască să ne luăm rămas bun într-un fel și ne ducem pe acasă. Da, aplauze pentru... În 3 zile îmi devenim prieteni. Și îmi pare rău că vă duceți. Dar totodată îmi pare bine că am completat rândul meu de prieteni cu așa oameni inimoși, buni la suflet și muncitori. Dar mă bucur că am avut noroc să ne merim anume la așa oameni și în așa locație. Da, cu siguranță, da. În echipa asta merg oriunde. Gentuții, pa, 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 la revedere. Pa, pa, da. Mulțumim frumos partenerilor generali Microinvest și Ferma cu Origini. Mulțumim și celorlalți parteneri Caparol, Lacto Bio Interosgel și Bacio di Bole. Vă mulțumim tuturor, sunteți cei mai buni. Eu cred că tot ce am filmat până acum nu se compară nici 0,1 cu ceea ce avem de făcut aici 3 zile. Băi, vașele se uită la noi aproape fix așa cum noi la DV. Băi, dar eu mă țin pe acolo. Privind încrâncenarea lui Cătălin, încă cine știe ce ne așteaptă. Cât te-o plătit cu tine că așa știu, dai pe noi și ne pui la lucru, înțeleg. O, și așa, mă tin că domnul Durbal începe cu... Varvara. Și stai, femeie, ia uite aici cât balegă, ești curăță, na. La mulți vacă eu nu am profesionalism. Dar ghinic nu ne-a dus la măcelărie. Am înțeles că nici la strâns balegă nu am profesionalism. Ne fugărește ca pe niște vaci. Eu sunt sigur că l-a plătit și aici de la fermă, și aici de la jurnal. Și trăiești. Pentru că așa să-ți bați joc de colegii tăi de la televiziune nu se poate. Tu nu trebuia să fii cu mine în echipă. Aici noi punem regulile. Eu atâta balegă, viața mea n-am văzut. Eu cred că invitația noastră de până acum au fost norocoși. Mă cheamă Cătălin?